Frații mei, înainte să citim un pasaj din Sfânta Scriptură, aș dori să vă spun o poveste adevărată. O poveste petrecută ieri. Ne așteptam ieri, ne-am întâlnit la un moment dat cu fratele Marius. Ne-am dus până la Reghin să facem cumva să schimbăm vioara la fată, pentru că nu mai era ce trebuie să fie. Și atunci ne-am dus la un lutier, cu gândul să cumpărăm o vioară. Și, na, ca noastră nu e bună, nu e valoroasă, nu e. Cel care a cumpărat-o cu foarte mulți ani în urmă a dat pe ea 1000 de lei. Deci o vioară de 200 de euro. Am ajuns acolo la lutier. Știi ce sunt lutierii? Oamenii ăștia, cel puțin omul la care ne-am dus noi ieri, a lucrat în fabrica de făcut vioare 40 de ani. Acolo unde se fac pe bandă. După care și-a terminat lucru, a ajuns acasă și a terminat cu fabrica, a dus acasă și a început să facă el acasă, dar așa meticulos, cum se face un instrument cu migală, să iasă calitate. Da? Și oameni de 20 de ani făcea acasă. Da? Și s-a uitat la vioara noastră, ne-a așteptat cu 6 vioare, noi nouțe, țiplă toate, puse pe masă. Ne-am dus și noi cu cineva care să pricepea mai mult decât noi să le încerce, să vadă cum este. Și la un moment dat lutierul, omul la care ne-am dus, a luat vioara noastră, s-a uitat la ea și noi ne-am gândit poate să-i dăm pe a noastră, așa mai amărâtă, să o facă el mai bună și să o vândă cumva și să dăm mai puțin la vioara nouă pe care urma să o cumpărăm, care oricum era niște bani. Și o ia lutierul, se uită la ea, o întoarce pe parte, pe alta, o cercetează și cel care era cu noi, fiind ei amândoi prieteni, îl întreabă cam cât ar valora vioara asta care am venit noi cu ea. Deci în mintea noastră, dacă deja omul dăduse 1000 pe ea, o mai folosise copiii lui, am folosit-o și noi, ce mai valora? Ne-am gândit vreo 500 de lei dacă ar fi, nu, ar fi cumva. Și el chiar așa și zice, vioara asta ar fi 500 de euro. De euro? Ne-am gândit noi. Și așa, zice, cum este ea nepusă la punct, ar valora vreo 500 de euro. Serios, ne-am mirat noi. Păi atunci e bună, vreau înapoi. Dar mai trebuia și omul care a venit cu noi, zice, da, ia schimbați chestia aia. S-a dus și a schimbat la atelier. A dus-o, s-auzea mai bine. Ia schimbați și chestia aia. S-a dus, a schimbat și a dus-o, s-auzea mai bine. Ia schimbați și aia. A schimbat câteva lucruri, a mai pus ceva acolo. Știți cum a făcut-o în, ce știu, într-o oră? Că s-a dus să venit, a schimbat. Exact ca una de pe masă din alea noi nouțe. În mintea mea a venit un gând. Ce înseamnă să pună maestru mâna pe instrument? Știți cine este maestru? Dumnezeu. Intrăm așa în atelierul lui Dumnezeu. Nu sună bine cam ce facem. Nu sună bine cam ce spunem. Și intrăm în atelierul lui Dumnezeu și începe să schimbe Dumnezeu. Pe la limbă schimbă ceva, pe la inimă schimbă ceva, pe la gândire schimbă ceva. Înțelegeți? Pe la privire, pe la... Și dintr-o dată începem să scoatem tonuri tot mai frumoase. Asta înseamnă să ajungi pe mâna maestrului. La asta m-am gândit ieri. Ne-am întors acasă foarte bucuroși că n-am cheltuit bani și că avem un instrument foarte bun. Pentru că a picat pe mâna unui maestru. N-am fi dus la cineva care nu știa ce, ar fi rămas acolo pe preț de nimic, ce înseamnă să cunoști. Cine credeți că cunoaște mai bine decât Dumnezeu valoarea unui om? E cineva care vine și spune, nu mai are valoare, a păcătuit. Nu mai are valoare, este greșit. Nu mai are valoare, a păcătuit mult. La Dumnezeu lucrurile stau diferit. Ați văzut hârtiile astea care nu prea vin la biserică? Știți că era o glumă undeva scrisă că
în cer o să fie bani de ăștia de un leu. Știți că în cer o să fie bani de un leu, că numai ăștia se duc la biserică. Ăștia cu Eminescu nu prea ajung la biserică. Știți care stă aia cu Eminescu, nu? De cât e aia de cu Eminescu? N-ați umblat cu ei. Alea de 500 de lei. Da? O hârtie de 500 de lei, dacă vă scapă pe jos și ați călcat pe ea noroi și vă uitați la ea, oh, e cu noroi, nu mai, o arunc. Nu mai are valoare pentru că a picat în noroi. Mai are sau nu mai are valoare? Are valoare, cu ei o speli, o aranjezi, o faci înapoi. Un om care a păcătuit este ca și cum, există o expresie pe care am auzit-o eu de când am intrat în biserică, că Satana ne-a dus pe toți în mocirla păcatului. Și Domnul Iisus ne-a luat de acolo, ne-a scos, ne-a spălat și suntem din nou valoarea intactă. Nu s-a pierdut cu nimic valoarea. Numai Dumnezeu știe valoarea noastră. Și în această seară aș dori să vorbim, este, dacă vreți, este pasajul din Scriptură care m-a inspirat pe mine să facem asociația pe care o avem și care merge până astăzi. Și chiar îmi zicea Emma că atâta lume a venit să ne aducă haine și lucruri zilele acestea extraordinar de mult. Știți, când vin sărbătorile, oamenii sunt mai generoși, sunt mai darnici și așa mai departe. Hai să studiem această pildă. Este o pildă care vorbește despre mântuire. Pilda samariteanului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească. Suntem în Evanghelia după Luca la capitolul 10. Evanghelia după Luca la capitolul 10, de la versetul 25. Haideți să studiem împreună acest pasaj frumos și să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Luca 10 cu 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De-a lungul secolelor, de-a lungul anilor, noastră știți cât de mulți oameni au fost preocupați de gândul acesta, ce să facem ca să fim mântuiți? Dacă dumneavoastră ați ști în această seară o propoziție, două, un tablou cât de mic, o pagină, din cerințele lui Dumnezeu pe care să le faceți ca să fiți mântuiți, le-ați face? Le-am face, nu-i așa? Ce să fac ca să fiu mântuit? Mulți oameni și-au pus de-a lungul timpului această problemă, ce să fac ca să fiu mântuit? Acum, aici există niște pericole totuși. Când cineva vrea să facă pentru ca să fie mântuit, există pericolul de a face într-un sens meritoriu. Adică, dacă trebuie să fac asta, asta și asta și asta, ca să merit mântuirea, atunci le fac ca să merit. Numai că Biblia zice, așa cum am studiat și noi lecțiunea săptămâna aceasta, da? Biblia spune că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Deci ca să-L merităm, n-avem nicio șansă. Nimeni nu va merita niciodată mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pe care ne-l oferă. Orice am face noi ca să merităm mântuirea, va fi totdeauna zero. Niciodată nu o să merităm mântuirea. O să merităm întotdeauna ceva. Moartea. Plata păcătosului este moartea. Și acum, există un alt aspect atunci când vorbim despre ce să facem ca să fim mântuiți. Și anume, cum să ne poziționăm față de Dumnezeu? Cum să ne punem pe frecvența cu El? Cum să facem ce a zis Dumnezeu ca să fim după inima Lui? Astfel încât El să poată lucra în noi, să ne poată transforma, să putem să fim oameni după inima Lui. Știți că adesea oamenii pe care și alege Dumnezeu să facă lucruri mărețe cu ei, întotdeauna i-a luat de undeva, de jos. Gândiți-vă că la un moment dat Dumnezeu vrea să pună un împărat peste Israel. Și trece el așa cu privirea de sus, asupra țării Israel, se uită în tot poporul și la un moment dat alege un tânăr. Unde îl găsește? La oi. Pe cine a luat? Pe David. Îl găsește la oi. Și spune, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea. De la oi? Doamne, nu puteai să cauți unul cu școală, unul cu carte, unul care să... Nu? De la oi? Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, sunt multe categorii cei care scriu Biblia sub inspirația Duhului Sfânt. Repet, nici unul dintre oamenii de pe fața Pământului nu a meritat și nu va merita mântuirea. Și cei care sunt deja plecați la ceruri, cum este Enoch, cum este Ilie, cum este Moise, ei n-au meritat cerul.
au intrat acolo datorită dragostei lui Dumnezeu. Acum însă, învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Ce să fac? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Deși celor mai mulți nu le place faptul că Dumnezeu ne trimite mereu la cele 10 porunci, ne trimite mereu la lege, da? Mesajul este, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Ce scrie legea? Dacă păzești legea, vei fi mântuit. Mă, întrebarea se pune, a putut vreodată cineva să țină legea? A putut vreodată cineva să țină legea? Când Domnul Iisus zice, cum citești în lege? Ce este scris în ea? O, învățătorul știa ce scrie în lege, dar nu ținuse niciodată legea. Adică la un moment dat tot a avut o scăpare. Și Biblia spune în Cartea Roman, capitolul 3, versetul 23, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum citești în lege? El a răspuns, cum citesc? Și învățătorul legii face un rezumat al celor 10 porunci, vorbind într-un rezumat despre prima tablă și face un rezumat la a doua tablă. Prima tablă vorbea despre Dumnezeu și a doua tablă vorbea despre aproapele. Și acum zice așa, el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sfetul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și la a doua tablă și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am o întrebare. Care din cele două porunci este mai ușor de ținut? Care dintre cele două porunci avem noi impresia că este mai ușor de ținut? Prima. Ne ușor să-L iubim pe Dumnezeu că nu-L vedem. Ne ușor să-L iubim pe Dumnezeu că nu prea ne supără. Ne e mai greu să iubim pe aproapele nostru care ne mai necăjește, care ne mai scoate ochii, care ne mai înghiontește, care ne mai pune ceva ce sub năsuc. Ne e mai greu să iubim pe aproapele nostru. În mintea noastră ne este mai ușor să-L iubim pe Dumnezeu. Noi chiar avem o cântare unde zice, de zici iubesc pe Dumnezeu, iar fratelui tău ură, îi porți în sânul tău mereu, spui doar minciuni din gură. Ce răspunde Domnul Iisus? Bine ai răspuns! Fă așa și vei avea viața veșnică. Bravo! Domnul Iisus a vrut să... Are Mântuitorul așa o înțelepciune aparte. Vine Învățătorul, pune întrebarea. Domnul Iisus îl ajută să-și răspundă la întrebare. Înțelegeți? Practic, el singur răspunde la întrebarea pe care a pus-o mai devreme. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi știi legea? Da, Dumnezeu totul și aproapele să fie iubit totdeauna. Foarte bine, fă așa și vei avea viața veșnică. Fraților, în această seară, predica se poate încheia aici. Deja știți ce să faceți ca să moșteniți viața veșnică. Iubiți pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul și prea aproapele ca pe voi înșivă. Și mergem acasă. Și avem de făcut. Și dimineață, când am plecat la ceruri, suntem mântuiți. Sau dacă plecăm la odihnă, suntem mântuiți. Asta este totul. Să rețineți totuși cu toată puterea, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Pentru că noi iubim pe Dumnezeu cu o inimă împărțită. Biblia spune la un moment dat despre poporul Israel că și inima lui Israel sau inima împăratului nu era în totul a Domnului. Nu era în totul. Era, dar nu în totul. Și se vorbește despre împărat. Deci și inima lui nu a fost în totul așa cum a fost a tatălui său David. Nu era în totul. Era, dar nu în totul. Și acum tabloul nostru capătă așa un accent aparte și zice, dar el care vrea să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Și cine este aproapele meu? Cine este aproapele? Să iubești pe Dumnezeu, înțeleg, e acolo sus, e acolo în cer, dar să iubești pe aproapele,
Cine este aproapele? Cine e aproapele nostru? Dumneavoastră aveți vreun aproape? Că la noi nu sunt toți aproape. Unii sunt mai aproape decât orice aproape. Știți ce zic? Și cine este aproapele meu? Bun, să-l iubesc pe aproape, dar cine este aproapele? Că noi în țara Israel, noi poporul nostru știm că trebuie să fie iubiți, dar nu toți. Și acum Biblia spune, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Un om a căzut între niște tâlhari. Cum îl chema pe om? Nu știm. Ce naționalitate avea? Nu știm. Cine a pus mâna pe el? Niște tâlhari. Cine sunt ăștia? Nu știm. Este aici o situație dramatică. Cred că n-ar vrea nimeni să fie în pielea acestui om, da? Mai cu seamă cu cât Spiritul profetic zice că această pildă pe care a spus-o Domnul Hristos în prezența preotului, a levitului și a mai departe, această pildă se petrecuseră. Această pildă se întâmplaseră. Și oamenii despre care se vorbește aici în pildă fuseseră parte la acest eveniment, văzuseră cu ochii lor, au fost martori oculari. Zice Biblia, din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Din întâmplare. Din întâmplare a coborât pe același drum un preot. Biblia spune că din întâmplare a coborât un preot pe același drum. Există întâmplări? Sau există providență? S-a întâmplat să? Se întâmplă sau există o providență? Ce ziceți? Există o providență în toate. Este foarte posibil că omul care căzuse între tâlhari să fi fost la biserică. Pentru că după ce s-a terminat biserica, și oamenii de la biserică au plecat acasă tot pe același drum. Doar că n-a căzut preotul primul în mâna tâlharilor și nici cel care a urmat, ci a căzut omul acesta care se cobora de la templu. Acest preot, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Întrebarea este, de ce a trecut înainte pe alături? În primul rând, preotul s-a gândit, dacă omul acesta este mort și mă ating de el să-l ajut cumva, devin necurat până seara. Un preot nu avea voie să se atingă de mortăciuni. Dacă se atingea de ceva mort, el devenea necurat până seara. Însă, el nu s-a apropiat să vadă dacă mai trăiește sau dacă nu mai trăiește. Pur și simplu a trecut înainte pe alături. Treaba asta se numește cum, de fapt? Indiferență. Nici nu s-a dus să ia pulsul să vadă, e mort, e viu, să vadă, mai respiră, nu mai respiră. Oricât de mult, dacă te apropii puțin, îți dai seama dacă mai respiră sau nu. Însă, deși omul veniseră de la Ierusalim, deși omul veniseră de la templu, de la sanctuar, cu toate acestea, la sanctuar inima lui nu a fost atinsă, se pare, deloc. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Preoții țineau slujbă la templu. Leviții ce făceau? Cântau sau făceau alte slujbe. Leviții cântau sau făceau alte slujbe. Venise de la templu, îl lăudase pe Dumnezeu, probabil că vorbise despre cât de bine este să iubim, ce frumos este să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Poate că fix în cântare era o cântare despre semeni. Numai când a venit momentul probei, momentul testului, a trecut mai înainte pe alături. E foarte ușor să treci pe alături când nu ești tu acolo. Știi ce zic? Dacă ai fi tu acolo, ți-ai dori ca oricine să se oprească. Dar nefiind acolo și mai cu seamă, probabil că atât preotul cât și levitul s-au gândit, dacă mai zăbovesc puțin, s-ar putea ca tâlharii să se întoarcă și să am și eu aceea soartă ca și el, ca și acest necunoscut. Însă, pilda nu se oprește aici, ci continuă cu al treilea personaj, unde spune Biblia, dar un samaritean care era în călătorie,
a venit în locul unde era el și când l-a văzut, interesant este că și preotul l-a văzut, și levitul l-a văzut, și acest străin, care nu era de naționalitate evreiască, nu era evreu, da? Acest samaritean, care nu avea legătură cu iudeii, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. În ce a constat diferența între cei trei protagoniști? Primul venea de la templu, poate că și al doilea 100%, poate și al treilea a fost și a ascultat slujba. Numai că unul a predicat-o, unul a cântat-o și unul a împlinit-o. Înțelegeți, frații mei? De aceea este foarte posibil să mergem la biserică, să ascultăm pe cineva că ne dă mereu sfaturi frumoase, predică frumos. Dar poate că el în viața lui nu împlinește. Poate cineva vine aici la biserică, cântă foarte frumos, dar poate că el în viața lui nu împlinește. Și cel care vine și ascultă și stă pe banca lui, înțelegeți? El pleacă cu gândul acasă că dacă va fi, se va ivi vreo situație, el să împlinească. Așadar, nu e suficient să știm. Nu e suficient să cântăm sau să slujim. Dacă nu și împlinim. Mi-amintesc de fratele Marius, la începuturile lui, în mai toate rugăciunile spunea versetul din Iacov 1:22. Și Doamne, ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-ne singuri. Practic, ce au făcut cei doi? S-au înșelat singuri. S-au dus la templu. Toată lumea s-a dat la o parte, ei s-au așezat în față. Toată lumea sta pe bănci, ei au cântat leviți, înțelegeți? Cel mai important e să împlinim legea. Iubind pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi înșine. De ce le-a spus Domnul Iisus această pildă? El a vrut să îi învețe ceva. Și o să ajungem acum spre final, la un moment foarte delicat. Acestui samaritean i s-a făcut milă de cel nenorocit. I s-a făcut milă. Era o diferență de percepție. Era o diferență în inimă. Inima acestui samaritean a fost atinsă de Dumnezeu. Inima celorlalți nu. Deși veneau dintr-un loc sfânt. De unde ar fi trebuit să se comporte și să plece de acolo? Știți, de nenumărate ori am participat la întâlniri spirituale, prin țară. Poate că nici nu eram aici, poate că eram încă la Bacău și mergeam la diferite întâlniri spirituale. Stăteam acolo 3 zile sau 5 zile sau cât era. Și când plecam de acolo, câteva zile, plecând dintr-un mediu spiritual, câteva zile erai foarte atent la ce vorbeai, la ce gândeai, la ce... Pentru că ai stat tot timpul într-un mediu spiritual. Dar pe măsură ce trecea timpul... Le mai lăsai, se mai așezau și parcă iarăși intrai într-un cotidian, într-un obișnuit. Biblia spune că la preot nu i s-a făcut nici măcar milă. Că și lui putea să-i se facă milă și să plece mai departe. Mi-e milă, dar ce să-i fac? La levit nu i s-a făcut nici măcar milă. Biblia spune că samaritanului i s-a făcut milă și s-a apropiat... S-a și apropiat de el, a lăsat orice pericol care putea să-i se întâmple, a lăsat deoparte, s-a gândit că și el putea să fie victimă în orice moment, s-a apropiat de el și i-a legat rănile. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară, vă imaginați că pe lângă noi așa sunt oameni căzuți între tâlhari și răniți de multă vreme, lăsați aproape morți? Să știți că rănile pe care le poartă oamenii nu sunt neapărat fizice. Sunt foarte mulți oameni pe lângă noi care poartă multe răni în sufletul lor. Multe răni. Unele au cicatrici, altele nu. Poate unele sunt chiar răni deschise. Sunt mulți oameni lângă noi cu răni grele care ar avea nevoie de cineva să se apropie și să lege acele răni. Preotul nu face. E în pildă. Levitul nu o face, din păcate. E în pildă. O face... Nici samariteanul nu are nume. Nu se dă un nume. Nu e doar că era un no-name. Un străin, un oarecare. S-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. De unde a avut el aceste lucruri?
Probabil că le cumpărase, nu se găseau peste tot. Le cumpărase, le ducea acasă la familie, a început să-l lungă acolo, să-i pună, să-l dezinfecteze și a legat rănile, i-a pus un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui. A luat-o el pe jos și l-a pus pe el pe măgar în locul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. L-a luat și s-a dus cu el într-un loc sigur și a îngrijit acolo până ce a început probabil să-i fie mai bine. Spuneți-mi, înainte să ajungem la final, este posibil ca și noi să fim unul din aceste trei categorii? Deși categoriile până aici nu au fost trei, au fost patru. Că e și cel căzut între tâlhari. Ca să nu zicem cinci, că sunt și tâlharii. Înțelegeți? Acum, a doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului acolo la han și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Eu mă voi întoarce înapoi să văd cum este. Orice vei mai cheltui în plus, îți voi da înapoi la întoarcere. Aici e o întrebare crucială. Auziți, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Întrebare. Samaritanul când urma să recupereze investiția făcută în el? Înțelegeți? Samaritanul acesta, când urma să recupereze, a mers pe jos, l-a pus pe măgarul lui, i-a legat rănile, probabil că și-a rupt cămașa de pe el, cu ceva a trebuit să lege, că n-a plecat, n-avea cum avem noi mașină trusă medicală. A pus din un de lemnul lui, a pus din vinul lui acolo ca să, da? A mers pe jos până acolo, a plătit la hangiu, a plătit să stai în noaptea aceea să te cazezi acolo. S-a cazat și pe el, deși n-a avut în plan treaba asta. Și spune la hangiu primul gând care îi vine, primele cuvinte pe care le scoate și zice, ai grijă de el. A ce sună din cele două porunci? Dintre cele două porunci pe care le menționase mai devreme învățătorul legii, era și aluzia la să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Ai grijă de el. Îi dă niște bani și îi spune, orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Tu nu o să rămâi în pagubă, plătesc eu. Pentru cine plătea de fapt samariteanul? Dragii mei, pentru cine plătea de fapt samariteanul? Cine era pentru cel care plătea? Să știți că noi, fiecare dintre noi, am fi în stare să plătim dacă ar fi soțul, soția, copilul, mama, fratele sau mai știu cine. Dar pentru un străin. Vă amintiți dumneavoastră așa din istoria recentă a vieții? Că v-ați dus până la spital să plătiți nevoia vreunui om că era în situația, nu știu, și v-ați dus să plătiți? Nu, nici eu nu m-am dus. Ce credeți că suntem noi? Că toate ne culcăm așa pe urechea aia, ce buni samariteni suntem. Pe când, de fapt, suntem niște... Ce suntem? Ce suntem? Ce suntem? Tâlharii, nu? E măia care dau. Ce suntem noi? Ia uitați, frații mei. Dar hangiul acesta, care avea hanul, de ce a luat bani din mâna samariteanului? Dacă a văzut bine că samariteanul nu a adus pe fratele lui, nici copilul lui, nici soția lui, samariteanul acesta, cu ce inimă a putut să ia banii? Înțelegeți? Preotul n-a avut milă. Levitul n-a avut milă. Nici hangiul n-a avut milă. Numai samariteanul. Nu știm numele la niciunul, nu se dă numele lor aici. Și hangiul a încasat și el.
A luat bani pe noapte, a luat bani pe căldură, a luat bani pe ceaiul care l-a făcut, pe lămâia care i-a stors acolo, ce știu eu. Ai grijă de el. Ai grijă de el. Frații mei, aici apare un om care are grijă de niște străini. Ai grijă de el. Gândiți-vă la aceste cuvinte. Ai grijă de el. Ia niște bani și ce vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere. Dar ai grijă de el. Am o întrebare. Noi pe cine avem în grijă? Sunt nasoale întrebările astea, nu-i așa? Incomode. Noi pe cine avem în grijă? Versetul 36. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Care? Care a fost aproapele? Versetul 37 este o eschivare de răspuns. Învățătorul legii nu poate să ia pe buzele lui cuvintele de samaritean. Din care motiv? Nu-i suporta. Iudeii nu suportau samaritenii. Nu a putut să ia pe buzele lui cuvintele de samaritean. La întrebarea, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Care dintre aceștia trei? Și el putea să răspundă, preotul, levitul sau samariteanul? Care dintre aceștia trei? Pe ceilalți nu se mai încă, nici halgeul nu se ia în calcul, nici tâlharii. Care dintre cei trei și-a dat dovadă că este aproapele lui? Și ar fi trebuit să răspundă scurt, samariteanul, cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Bine, du-te de fă și tu la fel. Este aici un cuvânt cheie. Este aici un cuvânt cheie. Care e? Mila! Doar samariteanului s-a făcut milă. Biblia zice că la un moment dat și învățătorul legii a recunoscut că da, cel care a fost cel mai aproape de cel între tâlhari a fost cel ce și-a făcut milă. Du-te și tu, du-te și tu și fie-ți milă. Dragii mei, oamenii astăzi nu mai iau milă. Tot ce se întâmplă este fără milă, pentru că trăim o indiferență crasă. Preotul n-are milă. Despre tâlhar nu mai vorbim. Levitul n-are milă. Hangiul n-are milă. Numai un străin are milă. Și ce înseamnă lucrul acesta? Spiritul profetic spune că o să avem niște surprize când o să ajungem în cer. O să avem o surpriză constatând că a ajuns în cer oameni la care noi nu ne-am gândit niciodată că vor fi acolo. Cu siguranță că fiecare dintre noi avem în mintea noastră pe cineva care credem că nu va fi în cer. Mare atenție! S-ar putea să-l găsim acolo. În mintea învățătorului legii, nici nu încăpea că samaritanul acesta să fie în vreun fel apreciat de Iisus Hristos. Pe cine aprecia Domnul din tot tabloul acesta? Pe cel pe care oamenii îl disprețuiau. Cine suntem noi? Eu cred că nu suntem preotul. Eu cred că nu suntem nici levitul. Eu cred că noi suntem hangiul. Care suntem galanți să facem, dacă trebuie făcut, facem și noi. Numai că în toată povestea trebuie să ne iasă și nouă ceva. Iar acolo nu este
milă. Și să știți că cel care n-a avut milă va fi tratat, zice Biblia, fără milă. Vă rog frumos, când vă duceți acasă, cercetați-vă puțin și întrebați-vă, aveți milă de cineva? Preotul a avut milă doar de el. O, să nu mi se întâmple ceva. Levitul a avut milă doar de el. Vai, să nu-mi dea și mie tâlharii cum i-a dat la ăsta. Samaritanul s-a pierdut pe sine din vedere și a avut grijă de cel năpăstuit. Este în inima noastră milă? Dacă în inima noastră ar fi milă, am fi pe drum ca samaritanul, îngrijind în stânga și îngrijind în dreapta, având milă de cei căzuți între tâlhari. În esență, dragii mei, vreau să știți că pilda este mult mai profundă, pentru că Ellen White explică pilda aceasta și spune că tâlharii sunt demonii. Omul căzut între tâlhari este orice om de pe fața pământului. Samaritanul cel milos este unul singur. Domnul Iisus Hristos, care s-a apropiat de cel căzut, adică de tine și de mine, și acolo a cheltuit de la el, ți-a legat rânile, te-a pus pe dobitocul lui, te-a dus la un loc sigur, până ți-a fost bine, ca să pleci înapoi, acasă. Iisus este adevăratul samaritean. Întrebarea este, tu pe cine vrei să urmezi? Domnul să ne ajute să ne gândim, nu doar să auzim, nu doar să știm, nu doar să analizăm și să reperăm ce e bine, ce e rău, ci să și facem. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Domnul să ne ajute să întâlnim pe cei căzuți, să întâlnim pe cei răniți, să întâlnim pe cei năpăstuiți și la fel ca și samaritanul, să facem. Ce să așteptăm în schimb? Nimic. Așa a făcut Iisus. Ni s-a dat pildă. Nu se spune nicăieri că samaritanul a sărăcit. Nu se spune nicăieri că samaritanul a dat faliment. De fiecare dată când cineva a făcut pentru Dumnezeu, Dumnezeu l-a binecuvântat. Să facem și noi cum a făcut Iisus. Pentru o lume căzută. Pentru o lume rănită. Domnul să ne ajute. Amin.